în legătură cu, am auzit, așa mi-a spus cineva, că Ministerul Economiei n-ar fi fost de acord să ne dea avizul pentru preluarea minelor Alunu și Berbești, exploatările minere Alunu și Berbești. L-am sunat astăzi pe guvernamental pe domnul ministru Niță și mi-a spus că nu e adevărat. A zis să aștept câteva minute, am așteptat în telefon și a chemat un secretar de stat, cred că pe domnul Popa, și i-a spus astăzi să am pe masă avizul pentru preluarea celor două bazine, Alunu și Berbești, de către CETU Govara, pentru că eu i-am spus clar, domne, vreți, nu vreți, eu nu vă mai dau nici abur, nici energie electrică dacă nu rezolvați această problemă. Și dânsul a zis că azi vrea să aibă pe masă avizul. Eu cred în ceea ce spune domnul Niță, pentru că, de fapt, și la conferința de presă când a fost la Vâlcea, a declarat că e de acord cu această preluare a celor două bazine miniere de către CETU Govara. Dar Parlamentul, știți bine că a respins externalizarea celor două mine. Parlamentul, dar acolo sunt, nu vreau să jignesc pe nimeni, oameni care probabil că abar n-au ce efort a făcut Consiliul Județean pentru pentru Olchim, așa, dându-i, livrându-i energie electrică și abur fără bani, că din această cauză noi am ajuns la o datorie de peste 1350 de miliarde de lei vechi la complexul energetic Oltenia și că nu putem rezolva această problemă decât prin preluarea celor două bazine. Din păcate sunt și acolo oameni care, mă rog, vorbesc, dar nu cunosc fondul problemei și n-au argumente pentru a susține. Probabil că parlamentarii noștri au susținut, dar au fost prea puțini voci, prea puține ca să convingă rezolvarea, pentru rezolvarea acestei probleme. Eu cred că prin avizul Ministrului Economiei, lucrurile vor merge clar mai departe și vom putea, ca în guvern, în Parlament, să rezolvăm această preluare printr-o ordonanță de urgență. Mulțumesc!